Salutare, oameni buni. Nu am avut o zi bună nici joi. Din păcate am pierdut biletul pe un singur meci. Am avut Sevilla peste 3 corneri, a avut 4. Juventus să bată, Leverkusen în loc să joc unul solid, joacă cu Ferencvaros, o echipă care se va apăra. Chiar așa a și fost, doar că Ferencvaros nu. Apoi am zis să joc șuturi pe poartă. N-au trimis decât 2 șuturi pe poartă și acelea au fost golurile sau 3. Bun, pentru astăzi avem așa, din meciurile de vineri, sunt câteva meciuri. O să merg pe Köln cu Bochum în Germania. Köln este o echipă care e deasupra retrogradării, destul de bine, la o distanță destul de liniștitoare, undeva pe 12. Ăștia de la Bochum sunt ultimii cu 53 de goluri primite, cea mai slabă echipă și înfrângeri vreo 6 în ultimele meciuri. Köln a avut și victorii și înfrângeri, că na, în Germania sunt echipe destul de bune. A mai avut înfrângere Wolfsburg, dar a avut foarte multe cornere. A avut înfrângere la Stuttgart în deplasare, apoi acasă cu Frankfurt, o victorie uriașă 3-0, cu Leipzig 0-0, cu Bayern în deplasare 1-1, a avut 7-1 acela cu Bremen. Bochum e o echipă de la coadă care a pierdut totul, cu cel puțin, doar cu Hoffenheim au bătut 5-2. În deplasare Bochum are o singură victorie și 9 înfrângeri. Goluri primite în medie 3,1 a primit Bochum în deplasări, între 10 deplasări, deci foarte slabă. Köln câștigă oricare din reprize la 1-38. Apoi Universitatea Craiova cu Arad. Universitatea Craiova a jucat foarte rău, deci jocul lor suferă foarte mult. Nu mi-a plăcut absolut deloc, chiar și în meciurile care au bătut cu FC Argeș, a bătut 1-0 cu mare noroc din penalti. Jocul lor suferă, nu reușește să lege 3-4 pase coerente. În față Bayram și Coli sau Ivan de multe ori sunt foarte slabi. 7-8 meciuri din ultimele 10 pe teren propriu, ceea ce nu știu cum au făcut, nu știu cum i-au bătut pe CFR Cluj. Meciul cu Arad a fost o victorie UTA 1-0, 1-0-0 și un 2-1 Craiova chinuit în deplasare. Deci în ultimele 3 n-a fost așa mult. Eu zic sub 3,5 goluri la 1-25. Craiova nu o văd să bată la multe goluri, sincer, și un X este foarte tentant. Eventual jucați un X cu așteptare ca dacă ajunge meciul până minutul 65 și este egal să dați un cash. Și mai joc la Lille cu Lyon. Un meci în Franța, Lille pe locul 6, aproape de locul 5, care e un meci care duce în cupe europene. E la un singur punct, în timp ce Lyon e pe 10, foarte slabă în ultimele partide. Lyon a jucat foarte haotic, slabe. Lille e o echipă de top, dar Lille are 2 victorii, un egal, o singură dată a bătut Lyonul. Eu zic că Lille nu pierde astăzi acasă și o să joc Dronobet 1. Pe Lille, Dronobet 1 pe Lille la o cotă de 1.40, adică victorie fără egal. Dacă face egal, dă cotă 1. Din aceste 3 cote, ăsta e biletul meu pentru azi, cotă 2.38. Dacă vă inspirați din el, zic baftă la pariuri.